Se va întrerupe apa în mai multe localități din Timiș. Aceste întreruperi sunt datorate lucrărilor care urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile. Joi 3 octombrie 2024, între orele 9.14, se întrerupe alimentarea cu apă în localitatea Moșnița Nouă, pe strada San Mariano, pentru executarea unei cuplări la extinderea de rețea de pe strada respectivă. Tot joi 3 octombrie 2024, între orele 9.16, se întrerupe alimentarea cu apă în localitatea Rec, pentru spălarea bazinului de aerare. Vineri, 4 octombrie 2024, între orele 9:15, se întrerupe alimentarea cu apă în localitatea Ianova pentru spălarea rezervorului de înmagazinare numărul 2. Lucrările de spălare urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile și sunt o parte a activității desfășurate de Aquatim în cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție. La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, recomandăm clienților să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă. Rugăm de asemenea consumatorii să ia măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pe perioada anunțată. Transmit reprezentanții Aquatim.